Momente tensionante pentru mama lui Igor Dodon, chemată la procuratură. Aceasta a fost huiduită de două protestatare. A reacționat la această situație și fostul șef de stat, care a distribuit imaginile. Dodon a acuzat-o pe Maia Sandu de modul în care a fost tratată mama sa. Procurorii spun că au chemat-o pe Dodon să-i prezinte rezultatele unei expertize privind cartușele găsite la ea acasă în timpul perchezițiilor. Mama fostului președinte a venit de una singură la procuratură, total diferit de cum se prezintă fiul ei. De fiecare dată, Igor Dodon are agenție de pază și o suită de avocați. Măsa lui Dodon, oameni buni! Ți-a plăcut cu leașii! Hoațo! Cu ficiorto împreună! Hoațelor, la pușcărie! La pușcărie! Ajunsă în sala de așteptare, Galina Dodon a fost huiduită și aici. O altă femeie care a asistat la scenă întâmplător i-a luat apărarea. Dați-mă, dați-mi voie! Dodon, ce-o făcut eu la să răspund? Și-i vinovată mama? Dar pe eu am scus cu leoașile acasă. Ai văzut și casa are măsă? Eu n-am văzut. Dar pe eu am fost și-o mărătatul și casa are măsă. După ce aceste imagini au fost plasate pe rețelele sociale, a reacționat și Igor Dodon. El a acuzat-o pe Maia Sandu de modul în care a fost tratată mama sa. De ce permiți ca mama unui fost șef de stat să fie umilită și batjocorită public de niște mizerii morale care trăiesc din bani negri plătiți pe ascuns de sponsorii PAS? Cele câteva cartușe de vânătoare găsite într-o casă unde există de decenii tradiția de vânători la soț și la feciori sunt un motiv de a purta o femeie netate prin procuraturi? Se întreabă Dodon. Spre seară, președinția a oferit o reacție. Justiția trebuie să facă dreptate, nu circ, fără umilințe publice, răfuieli și spectacole care nu contribuie la cercetarea cauzelor și nici la creșterea credibilității justiției. Instituțiile vizate trebuie să le asigure tuturor un tratament corect, se spune reacția instituției prezidențiale. Surprinzător este că, cel puțin conform imaginilor disponibile online, Galina Dodon a venit de una singură la procuratură. Total diferit de felul în care se prezintă, de obicei, Igor Dodon atunci când este invitat. De fiecare dată, lângă el se află avocații și agenții de pază, care îi asigură trecerea pe lângă protestatari. Eu ещё пусть слышу чувачек саудишь на здесь. De la Procuratura Generală am aflat că Galina Dodon, mama fostului șef de stat, a fost chemată astăzi pentru a-i se prezenta concluzia unei expertize. Pe parcursul zilei de astăzi, domnia a fost citată la Procuratura Anticorupție, unde i s-a dus la cunoștință rezultatele unei expertize dispuse asupra munițiilor depistate la domiciliu acesteia în procesul de efectuare a perchizițiilor. Acum două săptămâni însă ea a fost audiată în cadrul dosarului privind îmbogățire licită în care figurează fiul ei. Galina Dodon are statut de învinuită. Fosta profesoară nu-și recunoaște vina. În timpul audierilor ea nu a dat declarații. Procurorii nu au cerut măsuri procesuale de constrângere în privința ei. Audierea Galinei Dodon a fost amânată prima dată pentru că s-ar fi îmbolnăvit. În dosarele intentate pe numele lui Igor Dodon figurează mai multe rude de ale sale, printre care soția, dar și cumnatul Petru Merineanu. Cei vizați se declară nevinovat și califică acuzațiile procurorilor drept comandă politică.